În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Chestiți părinți și iubiți credincioși, astăzi voi face un serviciu de curierat spiritual. Sunt mandatar, aduc scrisoare, care a ajuns la timp, nu așa cum câteodată, din păcate, se mai întâmplă felicitările de Crăciun, dacă nu se pun două săptămâni înainte, ajung undeva pe după Românează, ca să le aducem aminte că odată erau împreună sărbătoarea Crăciunului, prăznuită împreună cu sărbătoarea Botezului Domnului, și ca să fim și cei pe nou și cei pe vechi împreună, câteodată ne ajung sărbătorile și felicitările de sărbători și după jumătatea lui ianuarie, să zicem. Eu astăzi vă sunt, așa cum am spus, un aducător de nădăjdeste, o de veste bună, de cuvânt înduietor, de cuvânt întăritor, și anume voi da citire cu credința dumneavoastră scrisorii pastorale a Părintele nostru, Arhiepiscopul Pimel, care astăzi se citește în toate bisericile din județul nostru Suceava. Pimel, din milostivirea lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, iubitului nostru cler, cinului monahal și binefericioșilor creștini de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, arhierească binecuvântare. Iubiți credincioși, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos cu trup este fapta iubirii lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Fapta mântuirii noastre, așa cum mărturisim în simbolul credinței, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cerul și s-a trupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Timpul și locul nașterii au fost în zilele domniei Cezarului August, care a poruncit ca toți oamenii să se înscrie fiecare în cetatea sa. Iar locul nașterii lui Iisus a fost cetatea lui David, care se numește Betleem, locașul fiind o peșteră. Născându-l, zice Sfântul Evanghelist Luca, l-a înfășat și l-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Cuvintele nu mai era loc de găzduire pentru ei ne fac să înțelegem mare aglomerație de oameni care au venit să se înscrie la cel recensământ, iar pe de altă parte, lipsa de omenie a localnicilor orașului Betleem față de două persoane, dintre care una era o mamă însărcinată, gata să nască. Și de aici înțelegem starea de dependere morală a lumii de atunci. De aceea Fiul lui Dumnezeu s-a îngrupat ca pe om, prin cuvintele și faptele sale, să-l aducă la starea sufletească cea din tâi pe care a avut-o înainte de căderea în păcatul neascultării, când chipul lui sădit în om era curat, neîntunecat de păcat. Să-l aducă, adică, la starea de omenie. Tabloul nașterii cu trup al Domnului nostru Iisus Hristos este cu adevărat dumnezeiesc. Pe volta cerului a apărut mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă în cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoiți. Marca de ocupare a acestui tablou dumnezeiesc au fost ciobanii, păstorii, care făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. Și iată, Îngerul Domnului a stătut lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Citim tot în capitolul 2 al Sfântului Evanghelist, al Evangheliei după Luca. Dar Îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci iată vă vestesc vouă o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul care s-a născut
azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta, baptisemul, veți găsi un trunc înfășat, urcat în iesă. Și după ce îngerii au plecat la Betleem, și după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe trunc urcat în iesle. Și văzându-l au vestit cuvântul grăinilor despre copil și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstorul, încheie Sfântul Apostol și Evanghelistul. Deci, putem spune că cei dintre oameni, martori și vestitori ai nașterii cu trup al Domnului nostru Iisus Hristos, au fost niște ciobani. Oameni considerați în poporul nostru oameni simpli, oameni de rând. Dacă luăm aminte cuvintele lui Mihai Eminescu despre ciobani, cine sunt ei cu adevărat, ne vom schimba părerea. Eminescu vorbește despre ciobanul din poporul nostru, despre cumințenia lui. Și cităm. Ca cioban, a avut multă vreme să se ocupe cu sine însuși. De acolo limba spornică și plină de figuri, de acolo simțământul adânc pentru frumusețele naturii, prietenia lui cu cotul, cu calul frumos, cu turmele bogate, de acolo povești, cântece, legende, un cuvânt, de acolo un popor plin de originalitate și de o feciorească putere, formată printr-o muncă plăcută, fără trupă, de acolo însă și de păstarea lui pentru formele de civilizație, care nu-i se lipesc de suflet și n-au răsărit în inima lui. Și am încheiat citat. Sfântul Antonie cel Mare a fost întrebat de către cei înțelepți. Cum rabzi, o părinte, lipsit fiind de mângâierea de la citirea cea din cărți? Și a răspuns Antonie către dânsii, cartea mea, o filozofilor, este firea celor văzute și deschisă mi este oricând voiesc să citesc întrânsa. Psalmistul spune la rândul său, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui povestește tăria. Deci, există o cunoaștere din citirea cărților și este și o cunoaștere privind creația lui Dumnezeu. Aceasta, a doua, este mai adâncă datorită faptului că autorul acestor cărți este însuși Dumnezeu. Și ea trebuie împletită cu curăția inimii. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Oamenii socotiți de noi simpli sau de rând, cum sunt ciobanii sau țăranii, aceștia cunosc puține lucruri, dar pe cele mai importante. De cunoștere trăiesc, își fac timp ca să se ocupe cu sinea lor, cum zicea Eminescu. Să-și cerceteze conștiința care face parte din chipul lui Dumnezeu sădit în el din momentul zămistririi, chipul lui Dumnezeu care dă înțelepciune sau cumințenie. Din Sfânta Evanghelie înțelegem că primii martori și vestitori ai Domnului nostru Iisus Hristos au fost, așa cum au fost păstorii, dar printre primii au fost și magii. Oameni de cultură, de știință și cu rosturi în lumea, pe cea mai înaltă dreaptă conduce al conducătorilor de popoare. Aceștia au venit grăuziți de o stea, al cărei mers era altul decât cel al stelelor obișnuite. Și citim în Sfânta Evanghelie după Matei, și intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ, s-au închinat lui. Și deschizând vistierile lor, i-au adus lui darul, aur, cămâie și smirnă. Magii vând în științare în vis ca să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Semnificația acestor trei daruri, aur, smirnă și tămâi, este una duhovnicească. Și spunem noi într-o alcătuire de la Sfintele Slujbe. Aur lămurit ca unui împărat al veacurilor. Tămâie ca
a unui Dumnezeu al tuturor. Iar Smirnă ca unuia fără de moarte. Să reținem, iubiți credincioși, cu mintea și cu inima gestul magilor, oameni de cultură și de știință, împărații perșilor, cum sunt ei numiți în cărțile de slujbă, care căzând la pământ s-au închinat lui, pruncul lui Iisus, fiind încredințați de credința și conștiința lor că pruncul era Fiul lui Dumnezeu, care a venit să mântuiască lumea creată de Dumnezeu. Cultura și știința adevărată nu înstrăinează pe om de Dumnezeu, sau n-ar trebui, ci din contră, îl apropie dacă acest om are inima curată. Și istoria culturii și a științei este plină de astfel de oameni. În unele icoane ale nașterii Domnului este prezentat și un copil, un pui de cioban, care împreună cu părinții lui ciobani, merge și el la Betleem bucând ca dar un mie. Urmarea acestui fapt a intrat în tradiția întâmpinării sărbătorii nașterii Domnului, ca în ziua de ajun copiii să meargă cu colinda, vestind nașterea Domnului la casele credincioșilor. În noaptea de ajun, spre dimineață, în multe zone ale țării, femeile gospodine pregătesc așa numitele scutece pentru pruncul Iisus, care constau, așa cum bine știți, din foi de aloa, subțiri, foarte beplită, și le fac bucăți mai mici, punându-le unele peste altele într-o farfurie, apoi se pune între ele miez de nucă și zahăr. Ele se împart la vecini și la săraci. Și această rânduială a scutecelor este amintită într-una din cuvintele noastre. Nu mai plânge Maica mea, scutecele noi ți-am dat. Așadar, sensibilitatea credincioșilor noștri, a oamenilor din popor, este foarte mare, plină de omenie, cu privire la condițiile în care s-a născut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Anume într-o peșteră, culcat într-o ieste, într-un sezon de iarnă, un sezon rece, fără căldura fizică a unei camere în care s-ar fi cuvenit să se nască un prunc. De aceea, credincioșii noștri s-au gândit că un pic de căldură pentru pruncul însoșat și pus în iestele i-a fost dată de animalele adăpostite în acea peșteră, cum se menționează tot într-o colindă, și boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Cum vedem, credincioși, sărbătoarea nașterii Domnului este încărcată cu multe frumuseți. Frumusețele dragostei oamenilor ca răspuns la nemărginita dragostea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Rog pe Bunul Dumnezeu ca sărbătorile în cinstea nașterii Domnului, a botezului și a anului nou, să le trăiți cu bucuria mântuirii și în dragostea cea vie, exprimată în faptele de ajutorare a celor aflați în diferite lipsuri, trupești și sufletești. Și semnează această scrisoare expeditorul din cetatea, chiar de ei, din cetatea noastră, de Asucevei, al vostru către Domnul rugător și de tot binele voitor, Părintele Timen, Arhiepiscop al Asucevei și Rădăuților, și acestor urări de sfârșit și acestui cuvânt mângâietor, permiteți-mi să mă adăug și eu și să vă doresc dumneavoastră, celor dragi dumneavoastră și tuturor oamenilor și din Suceava și din toată țara noastră, care încă mai credem în sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, să ne fie o sărbătoare cu tihnă, cu multă tihnă, cu iertare, cu îngăduință, cu dragoste, cu pace și cu binecuvântare de sus, de la Domnul nostru, astăzi născut în Betleem, prin pururea pe Sfânta Maria. Amin. Thank you.
credincioși și fără de usânde să mă împărtășesc prea curatele tale taine, spre a tale păcate și pe viață de veci. Amin. Cine-i tare, cele de taină, astăzi fiu cu Dumnezeu, că ta și cu chinești. Pentru voi spune vreșma și vă trei taină. Din sărătare voi da, ca ai putea și cu cum sânge, Padrului Dumnezeu și Mântuitorului Iisus Hristos, se dă rupilor cu Dumnezeu. Este coborându-se de la tine, Părintele Cuvintelor, și ție slavă și mulțumire și
Sfinte înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ajutorul și aportul lor la lucrările ce se fac, atât de pictură, cât și la centru social, la această catedrală. De asemenea, vreau să mulțumesc la toți enoriașii și la toți credincioșii care vin, ajută și sprijină catedrala noastră. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, spor și ajutor pe calea mântuirii. De asemenea, dragii mei, în cele ce urmează, vom împărți pentru copii și aș dori copiii să fie în față, vom împărți cadouri, cât și pentru cei care sunt bătrâni și bolnavi, atât care sunt în Sfânta Biserică astăzi, cât și mergând la casele lor, avem aceste daruri împărțite și pentru ei. Mulțumim, multă sănătate și bucurie să dea Bunul Dumnezeu. Să rămână. Nu uităm că mâine avem tot sărbătoare, o cinstim pe Maica Domnului și apoi mâine, în vineri, avem pe
necesit pe Sfântul Întâi Ucenic, Iacob Ștefan. Pace, tihnă și binecuvântare de la Domnul peste noi toți să fie. Amin. Să trăiți prea Sfinții.